Nu vreau asta. Nu vreau asta. Nu stau pe lângă tine. Cum poți să-mi zic el că trebuie să-mi aduc femeia, tati, cu femeia lui a coborât la hotel cu alt bărbat? Ricardo s-a supărat. Dar n-are de ce să fie fată gelos. Nu, dar nu s-a supărat. N-a venit să o cunoască pe ideea. Nu, dar eu întreb pe ea, la cum îl cunoaște ea. Nu. Doar dacă exagerează el, dacă exagerează, da. Nu, dar n-are de ce să fie cât bune. Nu s-a supărat. Dar n-are de ce să fie gelos. Cu asta așa. Vreau cu asta. Și se fără, să mănânc. Așa n-au mai scăpat și el de emoții. Acum dacă vedea că l-a refuzat, se simțea. Andreea, nu a venit să o cunoască pe ideea. Nu vreau relație. Eu știu, dar tu nici așa n-ai merge. Măi, dacă vine un băiat, da? Dacă vine frate-s-o. Da, dacă vine fratele și el au vorbit ceva de mine. Dar eu mă gândeam că dacă eram eu în locul lui și nu știu, gen veneam... Și știu că stă o zi, două în emisiune. Ai merge? Livian s-ar supăra. Aș merge, Livian ar înțelege cu siguranță 100%. Eu garantez. Mi-a înțeles că vreau să spună ceva, Filip. Dar și eu aș înțelege dacă ar veni sora Manuel, sora ta, vine și vrea să... Bine, nu sora ta. Sora mea. Sora Manuele vine și vrea să-l ia pe Livian la camera roșie. Că au vorbit ceva, o lămâne. Păi voi sunteți prieteni. Păi și eu cu de-aia mă înțeleg. Știu, da, el a zis oarecum că a simpatizat-o. Da, că i s-a părut frumoasă, dar n-a venit pentru ea în emisiune. Eu l-am întrebat, ce-a zis, nu. Dar pe totul deranjează. Eu știu ce zici. Nu, are de ce să-l deranjeze. O să vezi, eu o să-l... O cameră roșie. Eu cred că la cum îl... Eu la cât l-am cunoscut pe Ricardo, cred că îl deranjează. Crede-mă că nu-l cunosc deloc, Manuela. Nu are cum să-l deranjeze, fată. Și pune situația, dar la fel, să vină... Înseamnă că atunci se prefăcea cu mine când făcea cu gelozie, că se punea mai bine de mine. Voi nu înțelegeți că omul ăsta, fratele meu, n-a venit să o cunoască. Păi asta, cum se făcea, nu era gelos. Ce ți-am spus, că Ricardo e oglinda omului. Cum făceai tu aceleași gesturi, așa te respectea și... Cu gelozii, cu să uită la aia, la aia. Nu, lasă că i-a fost prima zi în care m-am oficializat. Nu ai ce să vorbesc despre voi, știi bine. Păi, dar nu ai ce să vorbesc, am deschide tu subiecte aurea cum făceam eu. Ai înțeles? Că eu n-am zis nimic de chestia asta. Deci nu m-a acuzat pe mine de ceva care nu lui. Ricardo, omului, te-a tratat exact cum l-ai tratat. Cum l-am tratat eu, tu, fată? Tu știi cum l-am tratat eu? Tu știi ce a fost relația mea cu el? Păi nu-mi dau cu părerea, că nu-mi dau cu părerea. Da, cum să nu-mi dau cu părerea despre iubitul meu? El e oglinda omului, mai spun de 50 de ori. A, da, vă zic, oglinda ta. Păi l-ai tratat cum te-a tratat? Ce știu eu ce-a fost între voi? Nu mă interesează. Păi atunci nu vorbi, dacă nu te interesează. Buzdugan, ce ai, mă? Vuvuzeau? Am dat asta jos cu mă de cap. Despre ce este... Manuela, vezi că ți-o mai zis într-o zi de ea să nu mai vorbești de el. Am și chela. Despre ce este vorba? Ricardo, da, despre ce este vorba? Ai fost gelos că a fost la camera roșie cu fratele meu? Nu. Hai să vă spun, știu unde s-a ajuns cu discuția, s-a ajuns de ce cu Manuela, nu știu ce am făcut și cu, de ce nu fac cu Dea. Păi vă spun imediat de ce. Pentru că Dea nu mi-i spune niciodată frica că s-ar putea da la alt bărbat când e împreună cu mie. Manuela mi-a inspirat. Manuela mi-a inspirat frica că s-ar putea să dea la alt bărbat când e cu mine. Nu, ascultă-mă, în timpul care am fost cu tine la cine m-am dat? Eu nu mi-a inspirat și îmi făceam filme. Nu trebuie să te dai, trebuie doar să mi lași impresia asta. Păi bun, dar ascultă-mă, tu trebuie să ai o dovadă, eu trebuie să fac măcar o dată o chestie de la care tu să pornești cu anumite frici, înțelegi? Ești mult mai permisivă decât ea. Îți dai seama. Punct. Ok, Ricardo, răspunde la întrebare. Da. Ai fost gelos că o accept la camera roșie? Având în vedere că nu e un concurent nou, 1, 2, nu a intrat pentru ea, 3, nu s-a dat la ea. Dar ce legătură au astea, că nu s-a dat, nu așa, nu așa? A fost la camera roșie și eu o să vorbesc cu ea ce au discutat ei la camera roșie. Nu contează că e concurent nou, că e concurent vechi, că e concurent... Da, da, da. Doamne, dar eu nu văd așa lucrurile, mă, oamenilor. Nu înțeleg. Să nu fie Ricardo, să nu fie... Adică... Nu neapărat pe asta, pe situație. Băi, asta nu este concurent, n-ar nicio treabă. Într-adevăr, ce-o vorbi cu el, asta te interesează. Manu, știi ce mi-a zis acum Dea? Că Ricardo era aici și tu te-ai dus în chiloți la baie să te vadă, Ricardo. Noi n-am de ce să vă dau explicații, dar ce zici tu deja, mă, e deplasat, înțelegi? Eu nu vreau să mă vadă gagi cu tot pe mine în chiloți, nu mă interesează, înțelegi? Atenție distributivă, da? În momentul în care tu l-ai auzit părică, ți-ai ridicat tricoul sau ce era și ai trecut prin fața lui, draga mea, lasă vrăgeala! Roxana, dacă vreau să mă vadă, veneam și mă opream, faceam o piruetă, ia uite, Marica, sunt în chilot și pe urmă mergeam mai departe! Nu, nu, nu! Cum să te oprești, că ai vrut să o dai, ai vrut să o dai ca și cum că nu l-ai văzut, de fapt! Să faci pe ela să nu plece, Iancu? Dar eu n-am treabă, eu chiar mă bucur că pleacă, nu mă bucur pentru ea, că nu o să fie ok. Și când pleci? Mâine. Și pleci prin descalificare? Da, ce să fac? Turcu!
Dar ție îți plăcea de Bianca? Eu n-am vrut nimic cu tine și niciodată n-aș fi vrut, ca să înțelegi. Nici nu ești genul meu de fapt și eu nu m-aș uita la tine, crede-mă. Ai vrut să te vezi cu mine din seara în care am fost eliminată? Și întrebându-l, Jador, este adevărat că ai chemat-o pe el acasă? Da, doamna. Asta demonstrează că și el ține la el. S-a gândit mult mai bine și a zis că cel mai bine pentru voi amândoi și pentru el, dar și pentru tine, este să plecați prin eliminare, nici de cum prin descalificare. Așadar, Ela, o să vină el. Livia, tu te-ai supărat dacă Bianca făcea așa loc cum a făcut Dea? Dacă ar merge la camera roșie? Da. Stai seama că nu. Du-te, mă, te-ai supărat că... Păi da, ce să spui și tu acum? Cum să nu? Că nu? Eu nu te cred. Să vină fratele și să o cheme pe Bianca la camera roșie. Să vină fratele de ei. Cum să nu? Să o cheme la camera roșie, nu te-ai supărat? Păi, dacă m-aș supăra, știi ce m-aș supăra? Dacă aș auzi ce vorbesc, ce-ar vorbi, ce m-ar convine. Atunci m-aș supăra ce-ar vorbi, că dar asta zic și eu. Auzi, Andreea Pirui, ascultă-mă pe mine, Andreea Pirui. Atâta timp, Andreea Pirui. Atâta timp cât eu știu ce relație am cu Dea și cum suntem noi. Eu înțeleg că Dea nu dă curt, că nu-i genul, Andreea, dar totuși iubire, e genul. Nu era nepoliticos ca băiatul să, nu știu, a, da, mai ales fratele, că e prima lui zi, stă doar așa. Până mâine, nu era nepoliticos să fi chemat o fată, indiferent că m-a chemat pe mine sau chemat pe oricare alta, să fi rămas singur acolo, cum dădea el acasă? Dar normal, dar am zis eu ceva, dar vreau să-i spui lui Andreea Pirui cum stă treaba asta cu gelozia, înțelegi? Contează ce-o vorbit. Gelozia pleacă. Înțelegi? Da. Gelozia Andreea Pirui pleacă când persoana de lângă tine dă semne sau îți dă impresia că ar fi permisivă. Eu te înțeleg, dar vreau să-ți situația, o să-ți situația, adică nu ești gelos. Când ții la cineva, situația te face să devii gelos, nu neapărat că ar face altceva. Pur și simplu situația. Păi nu, situația. Și care... Dar are dreptate de a că era urât dacă nu mergea. Situația de față nu a fost... Gen, sau discuția sau așa, dar doar trebuia să se ducă, s-a dus și am văzut și imagini cum au stat, adică, da? Acum, ți-am spus, îți dă niște, adică te gândești, mă, ce-o vorbi, da, ești curios să afli. Da. Dar de acolo până a fi gelos și a certa-o, că de ce s-a dus... A, nu, doamne, e pur și simplu eu... Dacă tu vrei să o iei ca pe o gelozie, că eu sunt curios de ce au vorbit acolo și mă interesează, da. Dar nu e gelozie. Asta. Dar asta nu e gelozie. Și eu i-am zis să meargă, e urât să nu meargă să-i spună normal, să rămână băiatul. Eu gelozie o văd mai mult de atât, o văd mai departe. Asta e mai mult un deranj, că... Merge camera roșie și există posibilitatea să păi asta vorbească situația, ceva. Situația, situația nu neapărat pe el sau da, că ar face asta ceva. Da, gelozie, eu nu văd gelozie. Dar până la urmă chestia acum asta... Acum poate prea mult spus gelos, dar te deranja. Asta zic. Da, Andreea, te-ar deranja dacă ar fi chemat Marius de o altă fată și ar accepta să meargă? La modul la care să... Să-l cunoască? Da, să strece un pic relația. Da, acum normal la... că nu mi-ar plăcea. La modul ăla exagerat. Mare, Denisa! A, nu! Dacă ar accepta, o zic din casă, dacă l-ar chema Ela, că s-ar reîntoarce după ce pleacă, păi Iancu și-ar accepta, te-ai supăra? Păi, dar nu, logic. Clar. Despre ce vorbești? Logic. Aici, cum da. Să nu? Păi nu, iubire, i-a dat Denisa să nu se ducă la camera roșie. Da, m-a supărat, vă dați seama. Da, e ideal, eu acolo vreau să mă știu. Clar, dar nu e aceea situație. Chiar dacă Iancu, chiar dacă ai vedea că Iancu... N-aș vrea ca Iancu să accepte. Deci nu. Păi zice Denisa că ar fi un moment în care ți-ar putea demonstra că nu mai are nimic da, control. Da, ai da, dreptate și asta, Livian, ca să văd eu ce zice, ce face. Corect. Dar, Livian, tu ai merge în camera roșie. Ar fi cu Ela. Mai ales că e filmat, o să vezi toată discuția. Dar tu ai merge în camera roșie cu Ela. Livian, Livian, și normal, Bianca, cu oricine. Am încredere, are încredere. Deci, Livian, chiar că ar fi. Aș vorbi despre Bianca. Nu, până la urmă. Bun, Denisa, Iancule, camera roșie, pedeapsa ta cu Ela. Vivian, stai că și tu ai pedeapsă, că ai dormit. Și tu ai pedeapsă. Eu n-am dormit, singurul care n-a dormit. Sau încă unul. Între ei doi a fost ceva. Dacă tot avem camere roșii, toți băieții au pedeapsă. Denisa, dacă tot ai amintit de pedepse, că văd că dorești să dăm. Ianca, vezi că e pedeapsă pentru Iancu. Nu-i pedeapsa mea, Bianca. Bravo, 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 Bianca, bravo, bravo. Bravo că e pedeapsa lui Iancu. Filip, o să te rog să mergi la camera roșie cu Denisa.
cu George Henry. Dai regretare, na! Dai regretare, na! Ce v-am zis atâta chipet? Iacule! Auzi, Bianca, Bianca, eu nu vreau să fiu victimă acolo. Tu credeai, Denisa, că mă duc eu la camera roșie și dai-te. Exact! E, uite!